Vă salut, am luat o pauză de la muncă de pe aici, de prin grădină și am vrut să răspund câtorva oameni care m-au întrebat Paul, dacă cu ce putem scoate somnul afară din apă și ce e echipament, cum avem, de ce avem nevoie. Echipamentul, după cum știți, la să se în structuri, în bolovan, printre sălci, printre răchizi printre alți copaci. Deci avem nevoie de un echipament foarte solid. ansetele care pleacă de la 100 de grame în sus până la, cum să spun, 700-800 de grame. Depinde de, și de momeala pe care o folosim și de pește pe care vizăm. Tot așa, molinetele trebuie să fie foarte, foarte robuste să fie full metal, nu vă uitați la bani că i am avut molinetă și mi-a intrat o mare și mi-au disfacut o adică eu rup pic captă de pe ea, n-am avut ce să-i mai fac, am tras eu cât am putut cu mâna de fir, dar nu, nu n am reușit să o scot afară, e, firele să fie tot așa rezistente, minim 0,50 textil pe molinetă să aveți, iar ca și de la 0,8 textile până la un milimetru, un milimetru jumate, tot așa și fluorocarbon sau monofilament, putem folosi de la un milimetru în sus până la un milimetru jumate, maxim, că după aia o să fie greu să facem nodurile cu el, dacă e fluorocarbon, dacă e monofilament, ne descurcăm că e mai maleabil, e mai mare. Bun. Iar ca metode de scos afară din apă, sunt două metode și una neortodoxă care nu o recomand. Înainte o foloseam și si eu, dar am început să-mi pare rău de pești și si mai eliberez din ei și si mai bine îi prind cu prima metodă cu care vă spun. Prima și si cea mai eficientă e cu mânușa. Când îl aduceți la mal, aveți grijă să nu aibă ancorele prin gură și si cărligele, că ca vă puteți răni grav de tot. Când o vine la mal, dați așa una peste cap, ca pe el să mai duce, și aveți grijă că se răstogolește când l-ați prins cu mânușa, l-ați prins ferm, cu forță, nu mai lăsați. Că el se răstogolește și îți, îți învârte mâna. Depinde cât e de mare. Nu. Asta e cea mai bună metodă, asta nu se rănește peștele, nu... Și următoarea metodă ar fi minciogul. Nu. Aici depinde cât e de mare somnul. Trebuie mincioguri mari, cum să folosesc la crap, mincioguri deschiderea mare și de un metru, un metru și ceva, să putem să luăm așa, da? Ăsta e cam nașpa, pentru că se agață deseori ancorele și căligile, iar că, el că se zbate de multe ori, am pățit de rupt plasa de la mincioc, nu l-am mai putut folosi, sau mi-au cozile la mincioc și... Bă, sunt problematic. Iar a treia metodă, asta nu o recomand să o folosiți, gafa sau canja. Cărligul la mare, care ați atus pe aștile la și când îl vedeți, îl împlântați în el și așa nu mai are nicio șansă. Dacă vreți să luați acasă, puteți să folosiți și metoda asta, dar nu e cam neortodoxă pentru pescuitul din zilele noastre. Deci cea mai indicată metodă, o mânușă, luați o mânușă de aia de lucru groasă, să nu poată să pătrundă dinții, că dinții somnului Mulți credeți că nu vă uh, rănez, dar să știți că pot cauza răni grave și infecții. Eu am fost, adică, mușcat. Din întâmplare am băgat mâna în gură, no, că eram viteaz. Și mi au tras o bucată de piele, să cum să spun, orizat. da bine pe mâini. Cred că o lună de zile am tras cu toate felurile de creme și alifii până s-o vindecată puroia. Uh, iar mulți ați văzut că nu bag mâna în gura lui, că trebuie sunteți viteși până nu pățiți. Mi-a intrat ancorile, nu știu să vă arăt, să vedem dacă se vede. stați că sper să se vadă, întorc camera. Sper că se vede, uite, aici așa. Mi-a intrat și mi-a ieșit pe partea asta, la altă, pe aici. Una mi-a intrat, uite, sper că se vede. Uite acolo, vedeți? Și a ieșit pe partea asta. Eu la urgență m-am dus așa cu mâna, nu mai puteam să o mișc. Ah. Uită aici iară. Să focalizeze asta. Mm. Uit, vedeți? Aici sunt lovituri de la ancorele de la pești. Ați văzut? Și vă recomand cu foarte mare atenție când prindeți cu mânușa să-l manevrați. Și nici de cum, dacă are ancorile în gură, să nu-i băgați mâinile în gură, că vă rupe de. n-ați mai văzut așa ceva. Nu că n-aș fi eu vitea să prind un som cu mână, că n-am de ce să-mi facă mare lucru, dar. Uh, urmările, dacă sunt ancorile acolo, pot să fie dezastroase. Și am fost la urgență și mi-au făcut operație de milioscos, că nu mai puteau să, 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 ia, să nu mai le puteau scoate afară. Și mor tăiat și mor cu suci, doamne ferește, sănătate mai bine.